Asta carne, de când acolo vedeți că e lemn. Nu pensează când zice careva un sculptor, n-am carne aici. Nu au priceperea sau îndemânarea unor artiști consacrați. Unii dintre ei pun pentru prima oară mâna pe daltă și pe lemn și o fac cu o dorință arzătoare de a învăța cât mai multe și de a reuși ca la final să realizeze un obiect extraordinar cu care să se mândrească. Unii dintre ei au deprins câteva dintre tainele sculpturii în anii trecuți, iar acum le aplică cu succes. Sunt câțiva dintre copiii instituționalizați din județul Botoșani care în aceste zile se află la Ipotești, acolo unde se desfășoară cea de-a șasea ediție a atelierului de meșteșuguri tradiționale. Peste 20 de copii și adolescenți participă la această tabără de pictură și sculptură în lemn. Sunt fericiți și au descoperit aici pasiuni și talente pe care nu le cunoșteau. Gabriel este unul dintre tinerii dornici să deprindă secretele sculpturii în lemn. Este abia la început, dar extrem de încântat de ceea ce face. De cât timp sculptezi tu? De aproximativ 2 zile jumate. Niciodată n-ai mai pus mâna pe daltă până acum? Ba da, anul trecut, dar... Am mai pus, dar numai cam 2 zile de când am început să lucrez. De când ai venit aici în tabără, e prima ta lucrare, să înțeleg? Da. Da? Și ce faci? Ce reprezintă? O mască tradițională. Încântare și fascinație este și în atelierul de pictură. Aici, alți copii cu talent deosebit dau prin culoare viață hârtiei, pânzei sau sticlei. De cât timp pictezi? Păi, vreo 3 ani. Ce mai participat la tabără aici? Da, anul trecut. Am început de atunci. De ce ai venit aici? Să învăț mai multe lucruri noi, pe care nu știam. Vreau să descoper noi pasiuni și vreau să-mi depășesc limitele, pentru că eu sunt la liceu de artă și vreau să fac din ce în ce mai mult și să cunosc tehnici noi pentru pictură. Ai mai participat la tabără de aici? Da, vin aproape în fiecare an. Spune-mi ce lucrezi. O icoană. Ce reprezintă? Maica Domnului și pruncul ei. Pe sticlă, da? Da. Ai mai lucrat pe sticlă, icoane pe sticlă? Da, anul trecut. Ăsta e al doilea an care lucrez. Unde ai învățat? Tot aici, în tabără? Da, tot aici, cu doamna Clara. Viitorii artiști sunt îndrumați și învățați să transforme lemnele în opere de artă de profesorii veniți de departe. De unde veniți? În Baia Mare. Sunteți prima dată sau ați mai venit în tabără aici la Ipotești? Am fost și îmi place foarte mult că deja am scos niște băieți extraordinari care deja ascultează bine. Sunt copii interesați să învețe aceste meșteșuguri? Da, sunt interesați, numai că aici când vin în tabără sunt foarte activi, foarte preocupați. Nu știu ce se întâmplă după aceea. Ar fi fost frumos să-și continue activitatea aici, să învețe, să prindă drag de ceea ce fac, ceea ce învață și acolo să continue. Nu știu, asta n-aș putea să vă spun dacă ei mai continuă sau nu. Eu sper că da. Atelierul de meșteșuguri tradiționale se află la 6-a ediție și este organizat la Memorialul Ipotești, iar partener este Fundația Hand of Help. Pare rău că n-am început cu mulți ani în urmă această tabără, acest gen de activitate. Dar, deci, cum am spus-o de fiecare dată, această acțiune este foarte importantă pentru păstrarea patrimoniului imaterial, patrimoniului cultural imaterial, pentru că meșteșugul asta este un patrimoniu imaterial, ceea ce nu poate fi preluat de tinerii ucenici, nu? Decât în ateliere. Copiii se pot bucura de aceste cursuri până pe 26 august, atunci când va fi organizată și o expoziție cu lucrările realizate în această perioadă de ei.